Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un alt fel de review. Încerc să nu mai fac review-uri foarte complicate în care să vorbim mult de cifre, încerc să mă uit la device-urile acestea care încep să devină tot mai asemănătoare prin prisma diferențelor între ele. După cele câteva zile în care l-am avut la dispoziție după lansarea oficială, mi-am făcut câteva impresii. O să-l mai testăm la lung în perioada care vine, dar până atunci sunt câteva lucruri importante pe care cred că ar trebui să le știi înainte să dai 1300 și de euro pe cel mai avansat telefon de la Samsung de până acum. Și exact așa cum așteptam după primul contact, reacțiile sunt foarte pozitive pentru Note 20 Ultra 5G. Foarte mulți oameni spun că ar vrea să-l cumpere dintre fanii gamei sau pur și simplu cei care sunt nebuni după specificații, cei care sunt cu adevărat geeks. Reacția total opusă este pentru Note 20 care va primi un clip separat dacă îl vom mai primi vreodată la teste, după cât de urât am vorbit despre el în primul contact. Îmi cer scuze, este adevărul și nu cred că suntem singurii care am zis lucrul ăsta, nu că ne-am fi înțeles cu alți creatori de pe internet. Așadar, înainte să trecem la clip, aș vrea totuși să fac o plasare comercială cât se poate de importantă. Te încurajez să mergi pe worldvision.ro și să faci o donație pentru digitalizarea școlilor de la țară. Datei te prins, nu este o promovare comercială, este pur și simplu o sponsorizare pe care poți o faci și tu, donând direct la cei care se ocupă ca mai mulți copii din mediul rural care nu au acces la educație sau la tehnologie să poată să învețe. Mă aștept ca în această toamnă să fie mari bătăi de cap prin aceste școli, virusul nu a plecat nicăieri și e nevoie în continuare de foarte mult sprijin în aceste comunități. Am avut aici în studio copii care au fost ajutați de World Vision și cred că fac o treabă extraordinară. Intră și tu pe worldvision.ro și donează în fiecare lună. Nu trebuie să donezi o singură dată, ce mai bine este să donezi în fiecare lună și să sprijini acest efort important. Sper că ți-a plăcut plasarea mea de astăzi, să-i dăm bătaie. Așadar! Am pe masă 2, 4, 6, 8 telefoane și trei dintre ele au ceva în comun. Să zicem că e ceva care nu mai e cool în 2020, deși toate telefoanele de pe masă sunt vârf de gamă. Te-ai prins? Le-ai văzut așa din avion cam care sunt? Nu o să trec prin toate, vreau doar să-ți arăt că în momentul ăsta, dacă vrei să spui că ai un telefon nou în piață, cuvântul cheie este High Refresh Rate, HRR, adică un ecran rapid. Și avem telefoane care balează de la vreo 10 Hz. Bine, nu o să știi tu asta, nu o să se arată nicăieri în meniu chestia asta, dar hai să zicem un mod normal la 60 de Hz care merg până la 120 de Hz. Aș să dau și un telefon de gaming de la Asus, dar nu mă concentrez astăzi pe telefoanele astea, de gaming o să merg pur și simplu pe deviceuri, pe flagship-uri, pe fablete, nu mi cum să le mai spunem. Așa arată smartphone-urile în 2020 și vor arăta până spre 2021 multe dintre ele dacă le vei folosi în viața de zi cu zi. Cam așa arată de la toți producătorii. Toată lumea a implementat un 90 sau 120 de herți. Vă spuneam că sunt trei totuși care nu au aceste lucruri. Anul trecut când s-a lansat iPhone-ul, toată lumea s aștepta să vină cu acest pas înainte, 11 Pro Max, face în continuare chestia asta în meniuri. Dacă te uiți pe 4K la 60 de frame-uri pe secundă, o să vezi o ușoară sacadare. O ușoară sacadare. Și să observi sacadarea asta după ce ai mai văzut înainte un telefon care să facă așa. Vezi diferența? Îți trebuie un ochi ager. Și la prima vedere pare o fiță, pare un, o chestie măruntă. Dar odată ce începi să trăiești cu un astfel de telefon, Încep să observi această rată de refresh. Chiar și la 90 de Hz, experiența se schimbă radical, indiferent de device. Mai avem pe lângă iPhone încă un device care este blocat în timp la 60 de Hz și acesta este un Sony Xperia 1 Mark 2. Vezi o ușoară sacadare? Din nou, îți trebuie conexiune bună, rezoluție mare, un ecran de bună calitate, dar sunt șanse mari să poți să vezi chestia asta. O vezi, nu? Hai că o vezi. Era inevitabil ca noul Note să nu vină cu un ecran cu o rată de refresh mai bună. Am văzut deja pe S20 Ultra 5G și aproape toate specificațiile de pe S20 Ultra 5G sunt acum și pe Note 20 Ultra 5G, cu mici diferențe. Și despre astea o să vorbim puțin astăzi, pentru că toată gama Note are câteva lucruri în plus. Așadar, cam așa arată de sus. O să le întorci și cu fața în jos ca să vezi diferențele de aspect, deși designul și interesul utilizatorului pentru așa ceva este o chestie absolut subiectivă. Nu mai există telefon urât cu spume de multă vreme. Nu mai există telefon care să scârție, nu mai este telefon prea subțire sau prea gros. Toate sunt mai degrabă asemănătoare decât diferite. Toate sunt niște ecrane de peste 5,5%. De la 5,5 în sus, cu rezoluții cel puțin Full HD, unele se duc în WQHD, și toate, aproape toate, au punch hole camera sau o decupare pentru cameră. Acesta este nociul uh, de la Apple, iar la Sony avem pur și simplu o, o frunte lată. Cea mai lată frunte sau cea mai frunte lată din uh, industria de astăzi, dar multe plusuri în alte locuri. Insist, e o chestiune de gust. Felul în care vrei nociu, că îl vrei mai la stânga, că îl vrei doar o gaură, că îl vrei... A... E o chestie de gust și toată lumea s-a împăcat cu ideea că există undeva o gaură în ecran pe care ajungi să nu o mai vezi. Dacă este pusă unde trebuie, nu o mai vezi. Oricum, ecranele acestea sunt mai lunguiețe ca niciodată. Nu mai avem pe telefoane proporția de video de 16 pe 9. Până și oamenii care ne urmăresc au ajuns să ne ceară video ultra lat, pentru că așa au ei telefoanele, când de fapt noi filmăm cu în 16 pe 9, ca așa e mai bine. Cinematic nu. Să vă arăt și spatele. Pentru că sunt convins că vreți să le vedeți cum arată și din spate. Știm cu toții că există situații în care lucrurile care îți plac din față s-ar putea să nu-ți placă din spate și invers. Important este în viață, când stai de vorbă cu cineva, să nu-i vezi spatele din față. Nu știu dacă a fost prea crinci sau prea deep gluma asta, dar mi-o asum. Ei bine, iată. În momentul acesta avem în industrie opțiuni de care vrei pentru poziționarea camerelor, dacă îți mai pasă de chestia asta. Dar e imposibil să mai vezi camera ascunse. N-am mai văzut niște camere ascunse frumos într-un telefon de anul trecut, de pe vremea când LG încă mai făcea telefoane spectaculoase. Tocmai de aceea lipsește de aici. Unde e velvetul ăla? Că era pe aici. Ăsta abia a venit și -am apucat, nu mai încăpea în cadru, dar îl pun aici așa ca să-l vedeți pe LG Velvet. Gândiți-vă că LG, până și LG care erau spectaculoși la acest capitol și le sunt recunoscători că an la rând au inclus camera telefonului în carcasa telefonului, ca să nu mai avem camera bump, anul ăsta au venit și ei cu un milimetru de chestie de asta asta este primul semn de cedare adevărat de la LG. În rest, telefonul este foarte frumos. Din spate, al perlat, niciun fel de imaginație aici, forme pe care le recunoști ușor. Dar despre Velvet vom vorbi separat, pentru că are niște aturi importante. În rest, toată lumea face camera bump ca la Balamuc. Și dacă anul trecut, acest camera bump de pe iPhone părea uriaș, Acum este o glumă prin comparație cu ce se întâmplă în industrie. Adică, uite ce face Huawei aici. La OnePlus nu mai zic, măcar l-au pus centrat și camerele sunt puse așa vertical. Au încercat un pic de simetrie. Oppo le-a pus în lateral ca și Sony de altfel, iar Samsung după ce făcea chestia ta tot așa pe lateral ne-a oferit în momentul ăsta cel mai mare posterior din industrie. Și când mă refer la cel mai mare, este și cel mai profund. Adică pe specificații, dacă te uiți pe o fișă tehnică, Samsung Galaxy Note 20 Ultra are 8,1 mm grosime. În teorie, pentru că în practică eu l-am măsurat cu șublerul. A fost destul de complicat să fac chestia asta, dar mi-a reușit. Să cât de complicat este. Prima dată trebuie să fac așa și așa aflu grosimea. 8,1, hai să zicem că e un fel de 8,4 în realitate. 8,1 într-un punct așa mai subțire. Poate nu sunt eu calibrat fix la milimetru, 8,36 este grosimea, dar în zona camerei aproape 11. Aproape 3 mm, 2,8 am calculat eu cam așa, vreo 2,8 mm, aproape 3 are camera bump -ul. Este cel mai gros, nu doar cel mai mare, pentru că mi-aduc aminte de vremurile când existau ecrane de telefon de dimensiune asta. 45 de mm pe 28, cam așa. Nu vreau să mai insist mai mult la acest capitol și gata și comparativul. Unul dintre cele mai mari câștiguri pe care le avem de la o generație la alta de Note este sticla de la Corning Gorilla Glass 6 de pe 20 Ultra. Acum suntem la Victus, care să fie o sticlă foarte, foarte tare, care să nu se spargă, dar cel mai important este că e mată. Da, avem un camera bump mult mai mare, dar din spate arată mai bine și pentru că avem această sticlă mată. Margine sunt conore rotunjite, e o chestie de gusturi. Pe spate, da, dar ecranele sunt la fel rotunjite și uh, poate că am început eu să devin așa mai uh, old school, mai retro, dar serios, mie chiar ajunseseră să-mi placă în ultima vreme Ce, uh, tot mai multe telefoane care vin la test uh, am ajuns să-mi placă cele cu ecran plat, îmi dau senzație de control, de precizie, Ecranul acesta Waterfall este destul de scump, e destul de interesant. Producătorii au învățat să nu mai pună chestii care să poate fi accesate pe lateral. E destul de greu așadar să mai ai atingeri accidentale, dar este una dintre semnăturile unui device Note și e acolo. Rezoluția însă, m-am uitat la specificații și deși are aceeași diagonală cu S20 Ultra 5G, este un pic mai puțin dens cu niște zeci de pixeli și E cam aceeași tehnologie, dar e o tehnologie radical diferită la rata de refresh despre care vom vorbi în data. Deocamdată vreau să ți-l mai pun lângă un Note 10 plus ca să-ți arăt că n-ai niciun motiv să schimbi decât dacă vrei rată de refresh mai bună și o cameră o idee mai bună. Pentru că la gabarit sunt foarte asemănătoare. Dacă te uiți însă din lateral de pe masă o să vezi că ăsta din cauza celor 3 mm face așa celălalt face mai puțin. Tocmai de aceea am urcat un ochi la husele originale de pe magazinul celor de la Samsung și pe site-ul oficial încă nu am apucat să văd uh, carcase și accesorii uh, originale, dar am văzut unele din textil și mai ales cea din piele. Spre exemplu, eu am folosit foarte multă vreme uh, Note 10 Plus cu această husă care pot să-ți și arăt că a îndurat niște căzături, niște lovituri și cu toate astea nu m-a dezamăgit niciodată. Husa asta din piele originală de Samsung pe mine m-a servit foarte bine, nu prea s-a decolorat, a îndurat niște chestii de pe la buzunar pe aici, dar recomand în general husele originale de Samsung de foarte bună calitate, le găsești prin toate magazinele lor, nu vreau să insist mai mult și de ce recomand husele alea? Pentru că o să te scape și de problema bump bampului. Nu știu exact, nu cred că vor face o husă cu o grosime de 3 mm, dar cu siguranță va rezolva mult mai bine. Uite, spre exemplu, pe Note 10 plus, chiar îngropa puțin camera aici, eu cred că pe Note 20 Ultra s ar putea ca o astfel de husă să rezolve problema. Și am mai testat o chestie. Chiar dacă în momentul ăsta nu am o husă, am vrut să văd dacă se potrivește și se cam potrivește la proporții, la lățime, dar nu la lungime. Este o idee mai lung, foarte puțin mai lung acest Note 20 Uh, ultra. Așadar, de ce ți ară lucrurile astea? Pentru că cel mai probabil te uiți la un Note dacă ai avut deja un Note și prin comparație cu un Note 10 Plus e cam acolo și ca gabarit vă spunem ca dimensiuni inclusiv grosime. Partea de cameră da, este o chestie, dar în rest, din lateral, sunt foarte, foarte similare. Adică e o chestie bună până la urmă că i-au păstrat pe utilizatorii mulțumiți, păstrând aproape toate lucrurile acolo unde sunt ei obișnuiți să le găsească, mai puțin penul pe care am început să-l caut aici, când de fapt el este în stânga. Și am ajuns să folosesc chiar și penul, pentru că de data aceasta penul este mai bun. Una dintre schimbările importante este penul. Voi reveni la el puțin mai încolo. Vreau să insist la capitolul ecran. Cel mai important avans al noului note este ecranul. Ecranul care este un avans inclusiv față de S20 Ultra, vă spuneam, prin faptul că are rată de refresh variabilă. Să vă arăt. Dacă te duci în setările unei Note 10 Plus la afișaj pentru a avea un ecran eficient, îl ține pe Full HD Plus. Dar nu poți să schimbi rata de refresh, poți să duci în maxim 3040 pe 1440 la cel nou, dacă te duci la afișaj, poți să te duci să schimbi rezoluția, să te duci la 3088, deci, vă spuneam, 48 de, mili, de pixel, să zicem așa, pe lungime, că s-a lungit un pic ecranul, dar în cazul ăsta nu vei putea schimba rata de refresh. E o chestie pe care am mai văzut-o, uite că și spune, nu mai poți folosi cursivitatea de mișcare, adică acest 120 de Hz. Din coace nu ai opțiunea asta, da? Ok, dacă vreau să mă duc pe adaptabil, nu pot să modific de aici, trebuie să mă duc din nou înapoi și să schimb rezoluția pe Full HD+, adică 2316 pe 1080 aplicare și cam asta e. Acum pot să mă duc la afișaj din nou, cursivitate și să-i dau pe adaptabilă. E, această rată adaptabilă e o chestie foarte interesantă. M-am uitat un pic să văd cum se întâmplă, pentru că de multe ori nu ai nevoie de 120 de herți. S20 Ultra ține ecranul tot timpul la 120 de herți în Full HD+, dacă așa îl setezi. Inclusiv în meniuri inclusiv în aplicații, în oriunde se poate, să-l țină în 120 de herți. Iar asta va descărca și mai repede bateria. În cazul lui 920, acest această rată de refresh variabilă face ca telefonul să urce la 120 de Hz când ai nevoie în ecranul principal, dar să coboare la 60 de Hz în mod obișnuit în video, poate dacă video nu este mai rapid de atât, însă atunci când ecranul stă nemișcat în țepeni, se să coboare chiar la 10 sau la 30 de Hz. Tu nu o să vezi chestia asta când el stă așa. Și asta este o idee foarte bună. Samsung este unul dintre cei mai mari furnizori de ecrane pentru industrie și eu normal să știe cum să seteze aceste ecrane. Și asta era marele pas înainte pe care l așteptam după ce am văzut la toți producătorii ecrane cu rată de refresh variabilă, adică să poate să devină așa, fluid. Pentru că, din nou, dacă ai un ecran bun și poți să vezi chestii la astea în 60 de herți, o să încerc să văd, încearcă să vezi dacă poți să le observi. Note 20 Ultra, 90 Plus, ecranul principal. Ok? Și acum venim din coace. Vezi, vezi agățarea? Și intenționat am resetat la Factory Settings acest Note 10 Este nou nou scos din cutie ca să vezi cum vine de nou. Nu este întârziat de nicio aplicație suplimentară de utilizare și așa mai departe. Pur și simplu, este inclusiv, nu este nici măcar activat. Este pur și simplu așa cum a venit din cutie, doar l-am pornit ca să văd cum va răspunde ecranul. Asta este diferența importantă între cele două, această cursivitate a ecranului. Parcă, parcă mi se pare și ecranul un pic mai vibrant. Poate. Da, mai nou suportă inclusiv cel mai noi standard de HDR, dar și ăsta se vedea destul de bine pe Netflix și pe alte platforme de streaming. Da, video se va vedea în continuare la fel de bine. Da, și gaura de la cameră este un pic mai mică. S-au străduit, au mai micșorat un pic gaura aia și marginile acestea au devenit aproape invizibile. Cred că momentul ăsta Samsung are cele mai mici bezeluri din industrie. De fiecare dată când vedeam o lansare de telefon nouă, mă uitam întotdeauna la chestia asta și din nou, uite-te aici. Asta este, asta este cel mai mic bezel din industrie. Suntem în momentul ăsta în fața unui telefon care este aproape doar ecran, de sus până jos. Waterfall, adică pe laterale, acoperă toate laturile. În partea de sus, doar acest punch hole. Nu și-au asumat riscuri să scoată camera de nu știu unde, deși au tehnologii de gen sau au mers la sigur. Încă nu avem maturizată tehnologie cu camera în spatele ecranului, sau poate e prea scumpă momentan ca să facă și profit și o bărbie foarte subțire. Și asta este partea de ecran dintre cele două mici diferențe la acest capitol. Nu mai vedem revoluții în domeniul telefonelor mobile și în rest, la partea de specificații, sunt puține chestii de review clasic pe care aș vrea să le ating. Nu aș vrea să intru în partea de procesor, Exynos 990 versus Snapdragon și așa mai departe. Vă las să vă uitați pe benchmark-uri sintetice pe 99% din cei care cumpără. Nu interesează cu adevărat, interesează cât de mare e, ce culoare are, ce o să mai facă cu el deja mai vedem, important să aibă și camera bună, iar la capitolul cameră sunt puține chestii pe care vreau să ți le spun, dacă ai văzut review-urile review de S20 Ultra 5G, camera e aceeași, singura diferență este zoom-ul, am mai arătat chestia asta inclusiv în primul contact, nu vreau să intru foarte mult în detalii, dar am folosit ceva în ultimele zile pentru că am vrut să văd de ce este în stare camera asta, împreună cu un procesor puternic, pentru că de vreun an, doi încoace, cei de la Samsung ne arată o chestie care se numește single take. Și eu am folosit-o în vacanța asta și am făcut, am filmat și am pozat prin piscină, să nu râdeți de mine, că, -am, că sunt gufi, am și postat o poză din piscină, am văzut că a avut succes totuși. Astea sunt pozele pe care le-am făcut în ultima perioadă, dar sunt foarte multe chestii pe care am vrut să îl las pe telefon să decidă cum le face. Și uite, hai să-ți arăt niște chestii Sing de single take. Este să mă duc eu, că mai bine le găsesc direct din cameră de aici. Telefonul îl îndrept către cineva care face ceva și timp de 10 secunde o să facă poze și filmulețe și apoi o să ți le dea la sfârșit și chiar o să-ți recomande care este poza uh, regine sau vedetă. În cazul meu este asta pe care a și colorizat-o. Uite, o vezi aici, dar era în timpul unei filmări. Practic, eu am apăsat pe butonul Single Take din cameră și am mișcat camera de jur în jur. Așa arată poza, și în galerie o să le găsești așa. Sunt grupate, pur și simplu, că o să-ți dea de pe urma celor 10 secunde uh, un colaj de poze și de filmulețe. Uite cum arată filmarea. Așa arată filmarea, pur și simplu seacă, fără altceva. Dar mi a mai făcut și lucruri de genul ăsta. Cât un speed sau cât un bumerang. Și am mai extras câteva poze pe care poți să sau nu să le folosești. Și am făcut mai multe chestii de genul ăsta. Deși, în teoria acest single take folosește inteligența artificială și procesarea avansată, nu are întotdeauna cele mai bune idei. Scuze, lor, dar trebuie să o arăt. Însă, poți obține măcar o poză bună dintr-un astfel de colaj. Așa arată câteva single take-uri, inclusiv cu efecte de sepia sau uneori folosește și alb-negru. Unele pot fi folositoare și poți obține inclusiv chestii de genul ăsta. Aici m-am jucat cu telefonul, am plecat de pe ea, m-am dus prin apă, m-am întors, am încercat să facă un efect așa. O să-i și-l dau, nu știu dacă l-a postat pe story, dar cred că e un efect interesant, nu? Sunt efecte pe care nu le poți obține la fel de bine pe un Android în Instagram, chiar dacă ar exista, pentru că pur și simplu instagram nu folosește la fel de bine driverele de cameră. De aceea, pe un Android, sfatul nostru rămâne, pornește camera, fă din cameră ce vrei să faci poză sau filmare și după aceea postează pe social media, de pe un Android, îți spuneam. Mi-a extras și câteva poze, mi-a mai făcut și un bumerang din asta și inclusiv, uite Câteva chestii pe care el le-a intuit. La capitolul poze, vă spuneam, nimic de reproșat. Un telefon foarte bun face poze cu zoom. Am pozat inclusiv noaptea, am pozat inclusiv sub apă. Uite să, să vă arăt o poză de sub apă. Așa arată o poză sub apă. Vă place o poză sub apă? Bine. Nu arată rău, nu? Bine, bine. Și trebuie să reținem un lucru lentilele de pe camere trebuie să facă niște ajustări. Practic, camera trebuie să facă niște ajustări în spate pentru fotografia în apă. Și asta mi arată că telefonul se străduiește, adică are, are cum se zic, parte de procesare special. Faptul că se văd firele de păr prin apă nu e rău. Așa arată un underwater selfie. Poate lansez un trend vara asta, nu știu. Nu mi-am propus neapărat. Vreau să vă mai arăt însă niște poze de noapte. Aici era mult mai întuneric și nu vedeam culori. Deci uitați-vă la poze astea. Ce o să vă arăt acum sunt poze colorate în condițiile în care eu nu vedeam culori cu ochii deschiși, ba chiar nu vedeam mai nimic pe afară. Așa arată pe plajă la Gigea. Vedeam banca asta și-o vedeam pe aia la altă îndepărtare, dar nu vedeam culoarea algelor sau plaja propriu-zisă. Iar aici poza asta arată de parcă ar fi fost făcută ziua. Era noapte, 21.48 am și postat-o pe story ca să uh, se vadă. Uite aici o poză mai largă cu ce am pozat mai devreme. Iar aici am făcut o poză cu expunere un pic mai lungă. M-am dus undeva spre 10 secunde. Am încercat să prind luminile orașului și apa deja este foarte blări pentru că avea valuri la o expunere atât de lungă. Poze cu mâncare, dacă vreți, Icrede de știu că, recomand oricând. Dar la capitolul Icrede că, Inteligența artificială care intervine în toate pozele a făcut un efect de boche pe aceste icre. Uite și tu. Deci am aici icrele și un pic mai încolo pe felie n-a ce mai e. Și a încercat să expună partea din față și asta la altă, restul probabil să o lase în spate ca să arate mai... Am văzut că până și pe Netflix în documentare se abuzează mai mult de chestia asta. Personajul care vorbește este așa decupat de tot fundalul, inclusiv restul corpului și mâinile sunt blurate să-l vezi doar pe la când vorbește. Ăsta este un boche extrem. Am putea să spunem că este un ortodoxism al bocheului sau, nu știu, un talibanism al bocheului. Poze de profil cu camera frontală mai bune ca niciodată. Cred că recunoșteți poza dacă mă urmăriți pe Insta. Am postat-o de ziua, am postat câteva poze de ziua Arianei și sunt super mulțumit de camera frontală. Este, din nou, foarte bună. Am mai făcut inclusiv poze cu uh, Zoom 5X, dar l am mai arătat și la primul contact. Le-am mai postat și pe Insta. Am mai vorbit despre cameră. Nu vreau să insist foarte tare la capitolul ăsta. Ce mi-a mai plăcut însă, este partea de filmare și faptul că poți filma aproape fluid, chiar și în 8K. Da, deja 4K la 60 de frame-uri pe secundă este atât de 2019. Am filmat 18 secunde de 8K și mi-a mi consumat 174 de mega iar filmarea... Hmm, hai mai bine să vă arăt. Avantajul astfel de filmări... Acest efect cinematic de 24 de cadre pe secundă, ușor s-a cadat, nu este cinematic, am mai insistat eu la capitolul ăsta, dar rezoluția este acolo, adică poți să faci, spre exemplu, zoom în mijlocul filmării, redare videoclip, așa. Poți să faci zoom și poți să obții capturi bucăți diferite, pur și simplu ca și cum ai avea patru camere deodată care filmează, teoretic, 4K, da? 4, 4K-uri din astea și dacă vrei să vezi doar o parte a înregistrării, poți să te duci acolo. Asta este un avantaj al 8K, culorile nu sunt cele mai bune, noaptea este inutilizabil, dar este deja acolo și o tehnologie care se maturizează și vine iată și pe telefoane. În rest, filmările sunt foarte bune, de toate felurile, pentru orice putea să ai nevoie, culori, vii, așa cum ne-a obișnuit. Samsung. Asta este partea de cameră și nu o să intru mai mult în detalii, cu siguranță veți mai vedea sau mai făcut și alții teste de cameră, am mai arătat și eu, am mai și postat cam atât la capitolul ăsta. Toată joaca asta cu camera, cu um, single take care consumă procesor și îi ia secunde între să facă procesarea la sfârșit, cu filmare în 8K înseamnă chestia asta. În 23 de minute de utilizare intensă am scăzut 14%, 14,5% din baterie când am făcut lucrul ăsta. Trebuie să te aștepți așadar undeva ca în momentul în care folosești camera pentru fiecare două minute aproximativ ap aproximativ să pierzi cam un procent de baterie dacă filmezi și faci poze continuă că chiar folosești telefonul. Asta este din punctul meu de vedere o chestie care trebuie optimizată pentru că nu ai vrea să... Bine nu cred că stă nimeni cu orele întregi cu telefonul în mână făcând poze dar în vacanță se va termina și asta este important ca un telefon care ca are o baterie destul de bună să-l poți folosi și pentru poze în vacanță. Și având și atât de mult zoom, deja nu mai ai nevoie de o cameră compactă. Asta este un locuitor de cameră compactă cu acest zoom pe care îl oferă cu 5X, fără probleme care arată foarte bine, chiar și la 10X poți obține poze decente, wide și așa mai departe, inclusiv în apă, în mișcare, ești tentat. E o cameră bună pentru vacanțe și dacă o folosești, vei descărca destul de repede bateria și atunci va trebui să ajungi la partea de încărcare. Pentru încărcare, el este anunțat cu încărcare rapidă la 25 de vați. Din nou, vine cu încărcătorul să în cutie, dar dacă vrei încărcare mai rapidă, trebuie cel de 45 de vați original, care vi l-am mai arătat, arată așa. Și să-mi să zici că super fast charging la Samsung înseamnă 45 de vați, chestia asta trebuie să se schimbe, că deja competiția oferă chiar și de două ori și jumătate mai repede anumiți concurenți. dar aș vrea să văd tehnologii rapide de încărcare de la Samsung care încă suflă în iaurt după Note 7. Plusuri importante pentru mine. Faptul că am slot de card pentru că am și astfel de manii pentru card, iar eu mai nou am început să-mi iau muzică după mine, inclusiv descarcate, Mi-am cumpărat MP3-uri în ultima perioadă și le ascult așa, pentru că vreau să am cea mai bună calitate, necompresată și să nu depind întotdeauna de internet și le țin de multe ori pe cartela SD și am vrut să vă arăt doar așa, un pic de opulență, cum arată stocarea mea internă. Am versiunea de 256 de giga din care am ocupat 67 și pe cartela SD am ceva care e cu tb în coadă. Bine, ea e de 1, 1 terabyte, dar vreo 70 de giga. Nu știu ce s-a întâmplat cu ei probabil chestii de formatare. Și cu muzică cu tot doar 8 giga am ocupat. Însă asta e doar o chestie, să zicem așa, de opulență, să și un telefon 5G optimizat pentru rețele de la noi, dar pentru partea de productivitate, pe mine m-a mai interesat ceva. Dacă tot am la dispoziție 12 gb de RAM, mai mult decât pe multe laptopuri, ce ar putea să fac eu cu memoria asta, în afară de jocuri? Mai sunt parteneriate pentru jocuri și așa mai departe, păi aș putea să fac DEX. Iar la capitolul DEX, da, merită o, o chestie separată, însă eu chiar l-am folosit în ultimele zile. Uite cum arată optimizat. Ia să vedem câtă memorie RAM mi-a mi eliberat. E, iată, am ocupat doar 5,2 din 12. Memoria RAM, împreună cu acest procesor și cu toată stocarea asta, ar trebui să fie utile pentru modul DEX să trecem la partea de DEX. Nu o să stau foarte mult aici, nu știu câți oameni vor face cu adevărat productivitate cu un ecran, dar eu cred că pot să o faci de la cu acest telefon. L-am folosit în modul DEX mai multe ore pentru a vedea mail-uri, al, a-l utiliza și funcționează cam așa. Ce m-a bucurat pe mine cel mai tare a fost că cei de la Samsung au anunțat că Note poate să facă DEX direct cu Orice fel de monitor, pur și simplu prin conectarea unui cablu. Și cam așa arată. Și toate bune și frumoase, da, se poate. Cam așa arată interfața. Am în continuare telefonul care poate să funcționeze separat, în timp ce, din coace, am interfața DEX. O vezi ca al menul? Așa. Am toate aplicațiile și pot să o folosesc inclusiv cu un mouse băgat în monitor, pentru că în momentul ăsta monitorul, dacă suportă USB-C la USB-C, va deveni ca un fel de hub și poți să bagi în el tastatură, mouse și chiar îți încarcă în timpul ăsta telefonul mobil. O chestie foarte utilă. Însă, ce m-a încurcat pe mine la capitolul ăsta, ia să, să văd eu un pic unde era să folosesc ăsta ca touchpad. Așa. toate bune și frumoase, dar eu îmi doresc atunci când lucrez pe un monitor mare să am cea mai bună rezoluție posibilă, adică îmi doresc 4K. Și nu, nici în 2020 Samsung nu mă lasă să fac 4K pe un ecran extern de genul ăsta, deși acceleratorul grafic, procesorul și memoria ar trebui să ducă așa ceva. Modul DeX a fost îmbunătățit, suportă o mulțime de aplicații, pot să deschid iată, să mă duc eu, internet, play, să văd fișierele, să văd uh galeria, să mă duc pe YouTube. Toate aplicațiile pot funcționa aici și partea cea mai faină, da, poți să te joci inclusiv. Dar mai bine nu mai deschid. Toate astea în timp ce te uiți și la un clip video. Toate astea pot fi folosite în paralel, toate ferestrele astea și memoria RAM este suficientă cât să le ține pe toate să funcționeze fără probleme. Dar i-am zis, bă, stai puțin, am un ecran 4K. Să vedem ce rezoluție am reușit să obțin de aici. Și dacă mă duc la setări, afișaj, o să vezi că sunt la rezoluție Full HD+. Mm -hmm. Vezi tu că nu văd. Da. Ok. Cum fac să schimb rezoluția? Pentru că vreau să scot și mai mult. Ei bine, nu prea pot. Pentru că dacă vreau să mă duc la afișaj, o să mute setările să le pot face aici, partea asta de modificare a rezoluției ecranului este inaccesibilă. Și nu e din cauza ratei de refresh, pentru că nu, nu-mi trimite 120 de Hz pe ecran, ecranul nu este atât de rapid. Și atunci, care este limitarea? Și am stat și m-am gândit și m-am întors pe toate părțile, pentru că Samsung nu a mai comunicat faptul că vei avea nevoie de o astfel de sculă. Ei bine, chiar dacă eu alimentez din laptop telefonul, tot nu va trimite mai mult decât Full HD Plus către un monitor pentru modul dex care este foarte bun, vă spuneam, dar vreau mai multă rezoluție. Cam cu ce? Și atunci am zis, Hai să încercăm cu, din nou cu Dex, să vedem dacă pot să obțin mai mult, pentru că îmi doresc mai mult. Și asta am făcut, și hai să vedem că se poate. Dexul pe care îl găsești tot mai greu uh, prin piață funcționează și se poate aduce pe un astfel de monitor. Atenție, cu un alimentator original și cu un astfel de Dex, și hai să comutăm. Așa. Nu știu dacă o sesizez deja diferența, dar am o rezoluție deja mai mare. Mă duc la setări. Așa. Deci, trebuie să trec telefonul de pe cursivitate adaptabilă pe standard, aplicare. După care mă duceam aici în setările DEX. O, uite așa, rezoluția afișaj, Ăsta e. A, ok. Și abia aici pot să mă duc și fii atent, că am descoperit o chestie foarte interesantă. Există inclusiv un mod 21 pe 9 Ultra Wide QHD cu 3440 pe 1440 cea mai apropiată rezoluție de rezoluția nativă a telefonului și m-ar lăsa pe un astfel de ecran, chiar dacă ar fi așa, să am aproape pixel la pixel. Asta îmi doresc. Dacă mă aude cineva la Samsung, că știu că prin România sunt ingineri buni, Aș vrea să pot să mi-activeze cineva, nu am reușit să activez deloc chestia asta. Nu am reușit decât să mă duc ori așa, ori așa, ori așa. Asta este problema. Da? Și din nou, cea mai bună rezoluție în nu cu un astfel de DeX. Dacă le mai găsești, pe unde le mai găsești, sunt super ieftine. Nu, nu știu dacă Samsung le mai are în ofertă. M-am uitat la, pe Samsung.com, pe Samsung.ro, uh, Samsung, la accesorii, nimic nu mai apare. Dar încă nu este compatibil și merge, similară povestea și cu toate Galaxy-urile. Și asta a fost partea de Dex. Și zici că suntem la Curiosity pentru că am lăsat la final partea de Crypto. Ding, ding. Dacă vei căuta în setări Samsung Blockchain Key Store, o chestie care cred eu că ar trebui să aibă o aplicație pe ecranul principal sau dacă nu care meniu de aplicații pentru că nu o găsesc, uite, nu o găsesc. O vezi tu? Mi-a scăpat mie pe undeva. Dacă mă duc pe aici, am folder de Google, dar nu am folder de Samsung. Și dacă dau aici în aplicații Blow, e aplicația blockchain pe care o am eu deja instalată și Blockfolio, aplicația prin care urmăresc prețuri. Dar această funcție super importantă din uh, telefoanele Samsung Galaxy Note 20 este accesibilă doar dacă o cauți în setări și este în sine o aplicație. Hai să o vedem. Samsung Blockchain Keystore, o deschid. Și iată, este o aplicație completă care rulează undeva, poate rula undeva în interiorul telefonului tău, acceptare, înainte și în momentul ăsta poți să-ți creezi pe telefon un portofel sau poți să-l adaugi pe unul pe care l-ai deja prin, uh, uh, prin fraza mnemonică pe care o ai la dispoziție. Și hai să vedem și ce criptomonede sunt acceptate pentru că s să avem câteva surprize. Am amânat momentul acesta pentru că așteptam niște răspunsuri de pe la noi, dar uh, nu știu dacă este încă oficial. Currently, Samsung Blockchain Keystore supports Bitcoin, Ethereum și tokenul RC20, Stellar Lumens, Claytron TRC10, TRC20, prin Tron vei putea și USDT, more cryptocurrencies types are expected to be supported in the near future. Din informațiile mele și el Ron ar trebui să apară aici pentru că au un joc făcut partenerea cu Samsung uh, și parteneriatul lor destul de strâns. Nu am informații oficiale, nu am nicio confirmare de la ei, însă mă aștept să se întâmple. Ar trebui să se întâmple cât de curând. Hai să ne întoarcem înapoi însă în portofel să vedem ce înseamnă să creezi un astfel de portofel. Te duci la creare, îți creezi un pin ultra secret, și te atertizează, nu, nu fii cretin, nu pune 1, 2, 3, 4, 5, 6, hai să încercăm invers, mă lasă oare invers? Nu, nu mă lasă nici așa, atunci hai să încerc ceva mai puțin tâmpit, hai să încercăm un... Nu, nu mă lasă consecutive, deci este antiprost, va trebui să ții minte codul ăsta și să fie unul cu adevărat pe care să-l ții minte, să, adică să fie secret. Îl păcălesc așa? Da. amprentă și acum îi vei crea un portofel cu 12 cuvinte și partea cea mai importantă este că e pentru prima dată când văd asta pe un telefon comercial din zona sa de mainstream în care un producător te lasă să ți instalezi în partea sigură a telefonului un astfel de portofel la care nu va avea acces. Uite vezi ce zice aici? Portofelul nostru este stocat anonim în rețeaua blockchain, acest lucru înseamnă că Samsung nu are acces la datele dumneavoastră. E important ca telefonul ăsta să nu aibă pe el virus sau să nu instalezi tot felul de chestii dubioase care să-ți colecteze datele. Dar Samsung nu va avea acces la chestiile astea. Orice tranzacție vei face va fi inițiată de tine și tu ești singurul răspunzător de lucrurile astea. De deci, aceea e o chestie care cred eu că merită un clip separat. Dar, în esență, astea sunt lucrurile importante dacă vă pierdeți expresia de recuperare, nu veți putea să vă accesați portofelul. Păstrați secretă expresia de recuperare pentru a împiedica așa, așa, așa. Pe o bucată de hârtie de recomandat sau o bucată metalică, nu faceți poze cu fraza aia, da? Dai, da înainte. Prote ok, asigurați-vă. Deci în momentul în care o să vezi fraza asta, trebuie să nu mai vadă nimeni altcineva. Și acum o să vă arăt fraza de recuperare a acestui telefon. Dacă vă ajută la ceva, pentru că nu voi activa acest portofel, vi doar cum se va întâmpla prima dată. Dar în momentul în care îți notezi undeva, de preferat în memoria ta, îți auzi aminte când învățam cu toții poezii, eram în stare să ținem minte poezii și erau concursuri de memorat lui Ceafăru? e bine, Nation, Suspect, Village, Wear, Plug, Nose, Crop, Calm, Letter, Purchase, Rug, Song, nu cred că ar să fie chiar atât de greu de memorat. Iarăși, mă interesează că este secured by Nox, adică elementul de siguranță este în de aici. Dacă le-ai scris toate astea în siguranță, te duce înainte și apoi te pune să confirm chiar le-ai notat undeva, verificând lucrul ăsta. Era? Ia. Nose? Oare îl O să mă mai mult. O să mă mai multe. Portofelele serioase te vor întreba. Trebuie să notezi undeva lucrurile astea ca apoi să-l activezi, după aceea vei avea acces la portofelul tău. Nu intru mai mult în detalii, voi lăsa un clip separat unde voi activa un astfel de portofel pe un nou 20 Ultra, voi pune bani în el și voi și face o tranzacție cu unul dintre voi ca să testăm dacă chiar funcționează. Dar asta o să o facem împreună într-un clip separat pentru că eu cred că merită, este un mare pas înainte pentru această tehnologie. Blockchain-ul, iată, vine pe device-urile noastre. Banca ta banii tăi în telefonul tău, fără ajutor de la nimeni, dar și fără să poată să-ți fure cineva fondurile. Eliminați expresia de recuperare? Da. Încercați să refolosiți expresia asta că nu veți găsi nimic cu ea. Dar la o adică, dacă am deja un alt portofel, aș putea să-l asociez aici și să-l pot gestiona tot de aici. Prin această frază poți să-ți clonezi cumva portofelul pe mai multe device-uri. E de recomandat și dacă folosești un astfel de portofel digital, un cold wallet, cum este un ledger sau un trezor, poți să ai două cu care să-ți acceseze datele tale din blockchain. Hai să vorbim un pic și despre PEN, care acum este în partea stângă, și penul este un mare pas înainte pentru cei care chiar folosesc penul. De ce? Pentru că acum poți să scrii ca și cum ai scrie cu un creion de adevăratele. Se apropie, este acolo undeva la sensibilitatea unui uh, uh, unui Apple Pencil, și scrierea pe ecran chiar funcționează. În momentul în care scrii pe, uh, pe un Note 20 Ultra cu noul pen, senzația este chiar că folosești un creion. Inclusiv vârful a fost setat în așa fel încât, să simți o minimă fricțiune, nu alunecă uh, pe, ca și cum simți că ai apăsat pe o bucată de sticlă. Pur și simplu, e o senzație mult mai apropiată de un creion decât era până acum. Și are încă funcții inteligente, pot să fac inclusiv chestia asta. A Ați văzut că de urât am scris și mi-a recunoscut scrisul de mână? Recunoaște mai bine ca niciodată scrisul de mână. Ce vreau să scriu? Tu, da, suntem de acord că am scris urât? Nu dibuiește întotdeauna toate spațiile, dar recunoaște și literele scrise prost. E folosit inclusiv inteligența artificială pentru a-și imagina ce ar fi trebuit să fie acolo. Dar eu tras la medicină, cred că se înțelege de ce nu, pentru că am scrisul foarte urât. Asta este partea de notițe ce care folosesc așa ceva știu, ai marcare, ai tot felul de lucruri, inclusiv de cupare, ai inclusiv funcții de genul că poți să uh, scrie pe ecran. Spre exemplu, dacă ai ceva pe ecranul tău, face captură de ecran, hai să mă duc la altceva. Uite, ai captură de ecran, scriere pe ecran, face captură de ecran și poți să să scrii. Uh, mai sunt și alte chestii, cum ar fi, spre exemplu, mesajele live, faci o poză, Ai făcut o poză și după aceea pe poza asta ia să fac cu roz. Bam! Și acum mai am la dispoziție foarte multe gesturi pe care pot să le adaug și pot să mai schimb inclusiv efectele și o să schimb și culoarea și o să fac așa și vedeți că aici mi se tot adună timp, da? Și să continui, Da, cred că ați prins ideea, Așa arată un Deci dacă vrei să-i trimiți un mesaj cu foarte specific, cu tot felul de chestii, poți să o faci de aici uh, și uite câte unelte și tot felul de chestii. Ai prins ideea. Nu sunt eu genul care să trimite genul ăsta de mesaje, dar generează un filmulet sau un GIF pe care îl poți trimite apoi pe orice fel de aplicație de mesaje care suportă așa ceva și asta este iarăși o chestie faină. Ce mai este nou funcțiile astea, apăsarea pe buton, înainte puteți face niște gesturi, acum poți să faci mult mai multe gesturi. Spre exemplu, eu vă spuneam că mi-am instalat muzică, folosesc un player de muzică, care nu este cel original, cel oficial, și am vrut să văd dacă chiar face chestia asta. Play. Și se aude, da? Și acum hai să schimbăm volumul. Deci funcționează. Așa am schimbat piesele. Și cu trei clicuri te întorci înapoi. Și cu siguranță funcționează în continuare partea de cameră. Ba chiar am la dispoziție mai multe, poți să schimb între camere, unde am camera foto, așa o apăsare, o fotografie, comutare între camere cu o apăsare dublă sau pot să fac cu gesturi sau să trec, să schimb între modurile din cameră sau pot să fac inclusiv zoom. Trebuie să fii într-adevăr super atent la detaliile astea, dar știu oameni pe, pentru care chiar contează. Ia uite, ia se vede așa. Ai nevoie de chestia asta în viața ta? Te ajută la ceva? S-ar să te ajute dacă pui telefonul pe un selfie stick sau pe un trepied și faci content creation pentru că s-ar putea să îți placă chestia asta. Pam, pam. Am făcut o poză. Cu două apăsări am schimbat între camere sau pot să schimb camerele așa. Așa am schimbat între moduri și poți inclusiv să îți modifici toate modurile pe care ți le Ici eu am adăugat acest videoclip profesionist care are inclusiv vumetre și partea de înregistrare audio pe care. Sincer, nu am apucat să o testez corespunzător pentru că nici măcar nu mi-au venit încă acele căști drăguțe pe care abia aștept să le testez. Mai are însă o grămadă de accesorii telefonul cu care este compatibil și cu care se împacă foarte bine, mai ales cu Bluetooth-ul 5.0 și așa mai departe, inclusiv ceasul ăla nou care e pe, aici, pe, pe care îl așteptăm, abia așteptăm să-l testăm, e de să-l arăt foarte repede. Mai sunt Watch 3-ul care așa arată pentru ele, este super frumii, dar are și niște aplicații noi. Nu o să intru acum în detalii aici, dar toate astea vor consuma baterie. Toate funcțiile pe care ți le-am arătat vor consuma baterie, iar bateria de pe telefonul ăsta bă, e de doar 4500 de mAh. Și din nou, văd aici atenția și grija și temerea celor de la Samsung ca nu cumva să facă greșeli la capitolul baterie. Înțeleg că toată seria asta Note de aici înainte va avea întotdeauna o lege nescrisă. Mare atenție la baterie. Dar 4500 de mAh e mai puțin chiar cu 500 și față de S20 Ultra și ambele sunt telefoane cu o cameră similară, cu un ecran similar, cu 5G și cu toate astea care vor consuma baterie. S-ar putea să obții totuși aceeași durată de viață pe telefonul ăsta față de un S20 Ultra, tocmai prin această rată de refresh variabilă, în care nu va sta tot timpul 120 de Hz dacă îl pui acolo. Dar totuși, 4500 e deja la pragul de jos. Avantajul este că poți să încarci rapid cu un încărcător rapid, dar nu e cea mai rapidă încărcare din piață, dar ne vom mai lămuri în legătură cu asta în toamna asta când vom testa mai multe telefoane într-un nou mega comparativ de viteză de încărcare. Prețul. 1300 de euro și cei mai mulți oameni care au auzit prețul ăsta pentru un Note de ultimă generație spun că ar cam da banii. Dacă îți dorești un nou, dacă ești fan al seriei, da, s-ar putea să merită banii. Încă o noare... Și aici este concluzia la care probabil voi să ajungi. Da, acesta este cel mai complet Android de pe piață. Punct. Este cel mai complex și cel mai complet. Are cele mai multe funcții care chiar funcționează acum, din ce în ce mai bine, și este un all-rounder impecabil. E un telefon impecabil. Nu prea ai ce să-i reproșezi nici măcar la capitolul preț dacă te uiți la restul produselor din piață. Cred că pe undeva și de aceea l-au pus pe 920 la 1000, că asta să nu pară un upgrade prea scump. Dar dacă mă uiți, pe exemplu, la prețul în momentul ăsta, este cu 350 spre 400 de euro mai scump totuși decât S20 Ultra 5G. Și aici văd eu adevărata diferență, adevărata competiție. Când vrei un flagship de la Samsung, da, în continuare te uiți la vârful de gamă de PS și de pe Note și așa arată cele mai avansate. Sunt telefoane bune, dar singurul minus pe care l-aș mai putea menționa este că în ultima vreme Samsung au început să facă mai repede update-uri și mai dese, mai frecvente, dar m-aș bucura că ele se întindă mai mult de 2 ani ar să ajungem către 3, către 4, către 5 ani pentru aceste device care pot. Sunt performante și ar trebui să le putem folosi mai multe vreme de aici înainte, mai ales că nu avem aplicații care să le solicite nici pe departe la adevăratul lor potențial. Nu avem o mega aplicație care să spunem că este cea mai tare aplicație a anului, spre exemplu în 2020, care să pună cu adevărat la muncă un astfel de telefon. Avem mărunțișuri pe aici pe acolo și avem nevoie de mai, multă, mai mult curaj, poate. Merită banii? Tu decizi dacă merită banii. Merită upgrade-ul însă? Eu cred că nu. Merită upgrade-ul doar de la un Note 8, să zicem. Dar Note 9 și Note 10 sunt încă telefoane foarte bune, care au primit și ele update-uri în ultima vreme și se mișcă bine. Nu mai decât un factory reset dacă e nevoie din când în când, dar sunt telefoane foarte bune și foarte similare. Nu este o revoluție, dar este un pas înainte, cu marile câștiguri fiind, vă spuneam, camera KPS20 Ultra, și conectivitatea 5G, dar mai ales ecranul curată de refresh variabilă. Bonus pentru cei ca mine, portofelul de cripto direct în telefon. Și cam atât. Acestea sunt impresiile mele. Nu e neapărat un review. Sunt impresiile mele după câteva zile în care l-am avut la dispoziție. Telefonul pleacă de la noi, dar se va întoarce într-o perioadă de anduranță și atunci vom mai reveni cu alte impresii după măcar o lună sau două de utilizare. Nu este cel mai fericit an pentru super și -uri. Am văzut că primul contact nu a rupt norii. Semn că puțin dintre voi se gândesc să cheltuiască peste 1000 de euro pentru un telefon în 2020 și e normal. De aceea, spuneți-mi voi mai jos la comentarii, ce fel de telefoane ați vrea mai des la review? În afară de telefoanele foarte ieftine sau mid-range-uri. Ce categorie credeți voi că merită cu adevărat atenție în acest an? Pentru ce telefoane aveți voi bani? Nu mă interesează părerea ta despre părerea lui și în niciun caz nu mă interesează scandalul. Vreau doar să aud de la utilizatori de Note, de la cei care chiar folosesc astfel de device-uri, despre experiența lor reală de utilizare cu device lor. Haideți să ajutăm pe ceilalți care sunt interesați poate de un astfel de telefon să afle de la utilizatori adevărați care chiar știu ce vorbesc. Și cam atât. Dă-mi un like dacă ți-a plăcut acest clip, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja. Le mulțumesc membrilor noștri care, ca de obicei, au văzut acest clip în avans pentru că merită și pentru că ne oferă susținere. Și dacă ai ratat plasarea de mai devreme, o fac din nou, intră pe worldvision.ro și donează pentru copiii din mediul rural pentru acces la educație prin digitalizare. Cel mai simplu poți dona trimițând un SMS la 8864 cu textul Speranța. Dar recomandarea mea rămâne, folosește cardul pe worldvision.ro. Numai bine.